și eu să laude pe Domnul cu o cântare. Pace Domnului, ne bucurăm foarte mult să fim împreună cu dumneavoastră, să slăvim pe Domnul nostru. Soțul meu este din Ucraina și această cântare este până când prima cântare pe care am învățat-o în limba română. I got some help. Thank you.
Un cuvânt pe acest pământ e curat, frumos și sfânt, e iubit, prețuit și îngrijit. De la Abel până azi, toți copii într-un glas, prosteți duce și gingași, mama. Mamă, mamă, mamă mea, te iubesc și mult aș vrea să trăim până-n ziua zi când Iisus va veni. Tu ești comara mea, ța mea luminoasă sea, mamă, mamă, mamă mea. Și mai crescut și mi-ai spus să-l ascult pe Iisus ce a murit pentru noi. Să fiu bun, curat și drept și astfel voi fi înțelept, doar că venirea toată viața s-o aștept. Mamă, mamă, mamă mea, ce-o miluț și mult aș vrea să trăim până-n cea zi când Iisus va veni. Tu ești comara mea, cama luminoasă sea, mamă, mamă, mamă mea. Mama, mama, mama mea, ce-am îndesc și mult aș vrea să trăim până-n cea zi când Iisus va veni. Tu ești comara mea, cea-ma luminoasă sea, mamă, mamă, mama mea. Amin.
temeți-vă de Domnul și slujiți-L cu multă scumpătate și credincioșie. Și dacă nu găsiți cu cale să slujiți Domnului, alegeți astăzi cum vreți să slujiți. Că despre mine, eu și casa mea vom sluji Domnului. Au fost ceva frași și surori plecați din mijlocul nostru. Duminică după masa, fratele Nelu Urs a zis: în seara asta o să facem ceva diferit. O să predicăm cu toții. Și ne-a încurajat să deschidem Scriptura și să citim versete, pasaje favorite și versete care au lucrat în viața noastră. Și am avut, mi-a venit în minte câteva versete și am vrut să le citesc pe acelea și după aia m-am gândit, eu am nevoie acum de altceva și am ales să citesc un pasaj, ultimul capitol din din Marcu, pasajul când femeile s-au dus la mormânt să-L găsească pe Domnul Iisus și să îi ungă trupul. Și ele se întrebau unele pe altele: cine ne va prăvăli piatra de la ușa mormântului? Și când și-au ridicat ochii, au văzut că piatra, care era foarte mare, fusese prăvălită. Au intrat în mormânt, au văzut pe un tinerel șezând la dreapta, îmbrăcat într-un veșmânt alb, și s-au spăimântat. El i-a zis: nu vă spăimântați, căutați pe Iisus din Nazaret, care a fost răstignit, a înviat, nu este aici. Iată locul unde îl puseseră.
Am vrut să vin înaintea dumneavoastră și să spun că am avut în viața mea o piatră mare care nu putea fi prăvălită, nu putea fi dată la o parte de altcineva decât de Dumnezeu, și vreau să-L laud pe Dumnezeu și să îi mulțumesc, și vreau să mulțumesc tuturor fraților și surorilor care s-au rugat că Dumnezeu a lucrat și m-a izbăvit de lucrul de noapte, și pentru mine a fost o povară, în special ultimele luni în care nu mai puteam să mă odihnesc, și de multe ori mergeam la fratele Nelu și îi spuneam, uite, am aplicat din nou și te-am pus ca și referință, și dânsul zice, trebuie să te deprinzi să fii mulțumită cu serviciul acesta, și am reușit, am ajuns la starea în care m-am deprins și am fost mulțumită, și Dumnezeu a lucrat și a răspuns într-un mod, aș putea să spun, miraculos, pentru că ceea ce am primit acum este ceea ce nu mă așteptam. Și când m-am dus la interviu, mi-a spus directoarea de nursing, nu avem decât poziții de după masă și de noapte. Și zic, bine, cred că o să aleg poziția de după masă, nu mai vreau să lucrez noaptea. Dar am spus, zic că nu mai vreau, pentru mine zilele de miercuri și zilele de vineri sunt importante, pentru că eu mă duc la biserică și mă duc la repetiții de cor, și eu nu cred că vreau să și nu pot să lucrez în fiecare miercuri și în fiecare vineri. Și Dumnezeu a onorat dorința aceasta mea și faptul că am mărturisit, eu așa cred, că am mărturisit lucrul acesta, și a doua oară când m-a sunat, mi-a spus, zice, uite-te, avem disponibile, avem câteva zile de dimineață, with no weekends. Și zice, nu ești obligată să vii sâmbătă și duminică la lucru. Și pentru mine lucrul acesta a fost deosebit, pentru că nu mă așteptam să primesc așa ceva. Oriunde te duci, și mai ales în locurile unde am aplicat, toate nursele erau obligate să lucreze every other weekend, și nu aș fi scăpat de duminica aceea. Și nu știu dacă ați observat, de 8 ani de zile de când lucrez, am lipsit în mod regulat de la biserică, tot a doua duminică, din cauza serviciului, și mi-am dorit foarte mult să am beneficiul acesta, și Dumnezeu a ascultat rugăciunea aceasta până în cele mai mici detalii, și vreau să îl au și să-l mulțumesc frumos. Amin. Amin. Deșteptarea. Care au adormit. Doamne, să dăm Tu lumină. Săptămâna asta, pentru prima dată în viața mea, am fost la o mormântare care mi-a făcut plăcere. Nu știu dacă ați avut vreodată ocazia asta, dar cum se zice? Extraordinar de frumos. La două mormântări, de fapt, amândouă mi-au făcut plăcere. Una de la un frate de-a meu care un pic bronzat, mai mult decât trebuie, o scăpa la soare. Și pentru prima dată m-am simțit acasă, așa, bucurie, domnule, era mormântare de între negri, nu contează. Aleluia, ei plin de har, de bucurie. Și mi-am lăsat hârtia, aleluia, nu nimic. Florile astea aici. No. Florile astea aici le-am primit de la o soră care e în veșnicii după ce au plecat. Ia cineva o expresie, zice, vreau ce fac să margă după ce termin eu de trăit, să vă trezească mințile. Îmi povesti câteva luni în urmă despre o soră care am fost în vizită la ea. Ne-a lovit de ceasul.
Așa de jos eram spiritual pe vremea aia că nu știu dacă era locul mai jos pentru probabil pentru alții, dar pentru mine n-am fost niciodată și era câteodată zile, săptămâni când nu puteam nici să zic Doamne, ai milă de mine. Așa, colțul din toate părțile, parcă de forțele demonice prin care am trecut. Femeia asta trebuia să plece, a fost o rezidentă acolo la noi, de câțiva ani o știu, nu povestea mult așa, mai mult era voice, în voie bună și de data asta când am intrat, după, încerc să nu completez ce am vorbit atunci, să scot numai la evidență, zice, între altele, zice, Sebiu, nu-ți fie greu să dai cu genunchii de pământ. Și începea să completeze și iar să completeze la un moment dat, parcă se trezește, zice, Sebule, predic. Zice, n-am făcut niciodată. Să tăi drumul, gata. Și săptămâna asta, marți sau miercuri, în memoria mea, play tricks, a fost mormântarea ei, a fost o mormântare care așa a fost o plăcere. A doua zi m-a sunat una din fetele ei și m-a rugat să mă duc să mă întâlnesc cu ea și mi-a dat floarea asta, zice, mama, am vrut să o ai. Când am ieșit cu ea de la apartament să o duc în mașină, câteva femei zice, bravo, Sebi, pentru nevastă ta de ziua mamei. N-am putut zice eu, dar zic, de ziua mamei, aleluia, am primit și eu o floare. Da. Am plecat destul de tânăr la minte și încă n-am crescut de la mama de acasă și în istoria mea așa o pregătit Domnul că tău mi-o dat câte o mamă. Iar am uitat câte ceasul. Spune-mi când trebuie să gat și plec. Că la hodoț. Good, thank you. Când am venit în America, la scurt timp, m-au primit back în casa lor, mi-au dat bedroom-ul lui Iona. Și am stat cu ei câteva luni, până când m-am mutat în Atlanta, acolo mi-a dat Domnul o altă mamă. O mamă care a fost femeie, după aia o mamă care a fost bărbat, în care am avut nașterea din nou. Și așa ajung că zic mama Lida și mama Elena și tot avem mame. Și Domnul să înmulțească între noi mamele. Aș vrea să citesc și să închei. O zis Duțu că îmi dă 2 minute a lui. Un bărbat care a fost înfiat de o femeie, de o prințesă, spune, fata lui Faraon a zărit sicriașul în mijlocul trestilor. L-a deschis, a văzut copilul, i-a fost milă de el. Era un copil al evreilor. Fata lui Faraon a luat copilul, i-a zis, ia copilul acesta, alăptează-l, mi-l și îți voi plăti. Mama a luat copilul, l-a alăptat, copilul a crescut și el a adus fetele lui Faraon și el i-a fost fiul. Domnule, dușmanii face Domnul mame din ei. Interesant. Și sunt 2 copii aici pe 2 pagini, la încheierea lui Rut și la începerea lui Solomon. Naomi a luat copilul, l-a ținut în brațe și a văzut de el.
vecinele. Părinții nu existau. Vecinele și cu masa și o lată, pare că văd așa, militante. Femeile, așa, au văzut de el. Vecinele i-au pus nume zicând, un fiu s-a născut Naomi și l-au numit Obed. Acesta a fost tatăl lui Isai, tatăl lui David. Iar din cauza asta e de mai multe mame. Și aici e un fiu născut, cum zice, adoptat de un bărbat. Ana a zis bărbatului ei, când voi încerca copilul, îl voi aduce ca să fie pus înaintea Domnului și să rămână acolo pentru totdeauna. Când l-a încercat, l-a suit cu ea. Copilul era încă mic de tot. Nu citesc totul. Eu sunt... Ea spune ce, Domnul meu, iartă-mă. Eu sunt femeia aceea care stăteam aici lângă tine și mă rugam Domnului. Pentru copilul acesta mă rugam și Domnul a ascultat rugăciunea pe care o făcusem. De aceea vreau să-l dau Domnului toată viața lui și să fie dat Domnului. Și s-a închinat acolo înaintea Domnului. Și am adăugat puțin aici, zice, copilul, mama, tatăl și tatăl adoptiv Eli, preotul. Și ultimul exemplu care vreau să-l aduc din Matei, sper că am luat hârtia de acolo, dar oricum e aici la început.